și care n-a făcut altceva decât să înstrăineze resursele naturale a acestei țări în interesul altor state. Domnule, asta se numește trădare națională. Pentru un asemenea act samavolnic, alte țări te execută fără să cârnească, domnule, pe stadion. Da? Și cu glonțul cumpărat de tine. Că, uite, de exemplu, chinezii au și ei această chestiune pe care, domnule, nu aș vrea să o văd aplicată în România, dar mi-e teamă că în curând vom ajunge și acolo. Bă, ești atât de ticălos încât dacă noi vrem să te executăm, vină, bă, cu glonțul cumpărat de tine, că statul nu dă bani pentru glonțul tău. Așa ar merita niște cârnați de ăștia de pe în România. Să vină cu glonțul, să poarte glonțul în buzunar. Și e glonțul metaforic. Nu cumva să creadă cineva că instigăm la violență. Dar eu atrag atenția, pentru că sunt creștin și eu nu vreau vărsare de sânge în țara asta. Dar eu vă spun, poporul român e ca o mămăligă care fierbe mognit până explodează. Și când explodează, să te ferească Dumnezeu. Eu cred că suntem la un milimetru de o răbuvnire și de o frustrare care s-a acumulat în 27 de ani. Cine o va canaliza? Cine îi va salva pe impostorii ăștia de furia mulțimilor? Când vor afla românii și se vor deștepta că ei n-au ce să mănânce pentru că niște jegoși, vreo 3-400 la număr, au furat 400 de milioane de euro din visteria acestei țări și când vor realiza această dimensiune și vor ieși pe străzi cu furi și cu topoare, cine o să-i apere pe nenorociții ăștia? SPP-ul cu burtoșii aia? Nu? Eu din prietenie le atrag atenția și liderilor maghiari și acestor lideri politicieni români care sunt mai trădători și mai nenorociți decât orice lider maghiar și o spun cu toată seriozitatea, măcar ei își urmăresc interesul și obiectivele lor. Obiectivele unui politician român care ar trebui să fie alta decât pripășirea, nu? Primenirea și emanciparea spirituală și materială a neamului care i-a ales. Ce altă motivație are un politician? Doar să facă bani, 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 pe care ce? Să-i cheltuiască unde? În Maldive? Să le fie rușine, domne. Eu nu mai vreau să glumesc cu ăștia, domne. Eu vă spun sincer, dacă eu mă întâlnesc cu un politician și pe la tine până emisiune, să fie aibă mare grijă să întrebe lista de invitați. Domne, dacă eu văd un nenorocit ăsta, vă spun sincer, fără niciun fel de menajamente și de eleganță, am să fac ceea ce au făcut întotdeauna românii cu trădătorii de neam și țară. Aș vrea să mai dați imaginile cu cei care au condus Ministerul Transporturilor în ultimii 20 de ani, măcar pentru bucuria, pentru satisfacția celor care au stat în ultimele 72 de ore, ore și ore și ore și ore în șir și alții sunt blocați și la această oră, că nu e deblocată situația pe niciuna dintre arterele din România. Dar dacă îi se face rău, domnule, unui copil mic? Plin de copii mici, erau mame, deci erau mame de la... Eu am zis că suntem șmecheri și am luat-o pe Râșnov, am zis, ocolim, intrăm pe râul rece, urcăm la predeal, ocolim practic predealul și intrarea dinspre predeal Timișul de sus și toată zona aceea. A fost nenorocire. Blocaj și erau mame cu copilași în brațe sau de mânuță, tata la volan și ele mergeau pe jos să-și plimbe copilul, să le arate ceva din natură, se plimbau. Deci era o imagine incredibilă. La Comarnic s-a stat între Sinaia și Comarnic s-au stat 2 ore, nimeni nu poate să explice nimic. Nimeni nu poate să explice de ce. Sunt foarte mulți diabetici care au nevoie de pastile, au nevoie de insulină și poate că nu au tot timpul la ei, pentru că dacă ei știu că fac 2 ore sau 3 ore un drum de 80 de kilometri, da? Că nu se așteaptă nimeni să facă 6 ore pe o distanță sub 100 de kilometri, nicăieri în lumea asta. Dom'le, nici dacă mergi pe jos, tot ajungi mai repede. A fost un film american excepțional, domnule, s-a numit Falling Down cu Michael Douglas. Așa începe filmul. Unul blocat în trafic, după 2 ore de stat în trafic, după 3 ore de stat în trafic, își ia mitraliera din portbagaj și începe să facă un carnagiu, domne, tot film. La nivelul ăsta ne aduc acești indivizi. Pentru că, domne, nu se mai poate. Hai că am înțeles, domne, nu se putea trece de la comunism la capitalism altfel decât în jaf. Bine, domne, am înțeles. Prima generație de hoți o putem înțelege. Bine, domnule, ați luat voi capitalul statului, vi l-ați băgat în buzunar. Ce ați produs după aia? Noi suntem la a treia generație de hoți. Generația lui Ponta, generația lui MRU. Ăștia sunt tineri, domnule. Știi cum se relaxează? Sunt la fel de hoți ca și aia. Niște nenorociți. Știi cum se relaxează președintele PSD? Nici n-aș vrea să mă gândesc, că mă apuc o furie. Angry Birds. Bine, nici nu poate să joace bridge, că totuși trebuie niște neuroni pentru asta.